Timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Mihai Mohaci, ales în circumscripția electorală numărul 8 Brașov pe listele PSD. În perioada martie 2006-decembrie 2008 a fost senator, după ce l-a înlocuit în funcție pe Otilian Neagoe. Acesta este primul său mandat de deputat. Face parte din Comisia pentru Industrie și Servicii. Înainte să ajungă în Parlament a fost subprefect, prefect, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și consilier județean. Nici când a fost senator, nici acum când este deputat, nu s-a omorât cu munca. Din decembrie 2016, de la validarea în funcție și până acum, Mihai Mohaci a avut doar 8 luări de cuvânt, 46 de propuneri legislative, din care 8 promulgate legi și o moțiune. Cele 8 luări de cuvânt ale deputatului PSD Brașov au însumat 17 minute și 35 de secunde. Înainte să ajungă deputat, promitea multe. Doresc în Parlament pentru că, din experiența acumulată, atât la prima instituție cât și la a doua, mi-am dat seama că sunt foarte multe acte normative care pot fi schimbate, sunt multe lucruri noi cu care poți veni și care se ducă la o îmbunătățire a vieții cetățenilor. Da, într-adevăr, mergem pe creșterea pensiilor, pe creșterea veniturilor. Eu am spus-o întotdeauna, nu putem să fim ultima țară în Europa. Și noi avem materie cenușie în țară, am demonstrat acest lucru, dar totuși suntem ținuți cu salariile și veniturile undeva la urmă. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2594 de voturi. Una din sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Mihai Mohaci a avut o prezență la vot de 78%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PSD Brașov încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Dacă nu este deloc activ în plen, apare măcar uneori la posturile TV locale. Iată ce declara anul trecut despre viitorul spital regional din Brașov. Amplasamentul este primul pas pe care trebuie să-l faci. Îl faci cu stângul sau îl faci cu dreptul? Aici contează foarte mult. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PSD Brașov. Fidel partidului din care face parte, prezență ridicată la vot și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele. Luări de cuvânt foarte puține, proiecte legislative număr foarte mic, implicare aproape zero în comunitate. Pentru activitatea din acest mandat, de la validarea sa din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Brașov, Mihai Mohaci.